Târgul de turism al României este organizat de Romexpo de două ori pe an, fiecare ediție transformând centrul expozițional într-un spațiu al destinațiilor de vis, reprezentată prin cele mai importante companii din România și din străinătate. Lumea fascinantă a turismului se întâlnește sub același acoperiș, în cadrul edițiilor de primăvară și de toamnă ale Târgului de Turism al României. Și operatorii de profil din județul Hunedoara sunt așteptați să participe la acest eveniment. Cu această ocazie aș dori să invit și operatorii de turism din județul Hunedoara, că sunt ele pensiuni, proprietari de hoteluri, agenții de turism, să ia legătura cu colegii mei de la agenție la sediul nostru din Curtea Consiliului Județean din Deva, 1 decembrie, numărul 28, ca și adresă, sau la numărul de telefon 0354 105 676, unde se pot înscrie efectiv. Noi vom merge, ca și până acum, la Târgul de Turism de la Romexpo și am dorit să-i avem alături de noi și pe cei dornici să promoveze frumusețile județului și valorile pe care le avem în Hunedoara. Repet, 13-16 noiembrie va fi perioada în care are loc Târgul de Turism de la Romexpo. Până când se pot face înscrierile? Înscrierile se pot face până în data de 8, deci cu o săptămână înainte, practic, de începerea Târgului de Turism. În acest an, ediția de primăvară a avut loc între 13 și 16 martie, iar ediția de toamnă a Târgului de Turism al României va avea loc în perioada 13-16 noiembrie, la Centrul Expozițional Romexpo. Ajuns la cea de-a 32-a ediție, Târgul de Turism al României rămâne locul ideal de prezentare a celor mai interesante oferte și atracții turistice atât din România cât și din străinătate, incluzând turismul cultural, rural sau de business, turismul de tratament, destinațiile exotice, croazierele și turismul de aventură. Din ofertele companiilor expozante nu lipsesc nici accesoriile și gadgeturile necesare în orice călătorie.